Domnule Măcovei, cum luptăm cu manipularea? Ar trebui cumva să se implice statul sau anumite organele statului și să pedepsească mass media pentru că manipulează? Mai curând nu, pentru că statul în sine este o instituție care tinde, în special în Republica Moldova, să manipuleze opinia publică, prezentând anumite realizări care la control nu sunt chiar așa de bune realizări. Eu cred că lupta cu manipularea trebuie începută de la breasla jurnalistică înseși, trebuie fiecare caz de manipulare informațională din țară și de peste hotare să fie semnalat, dezaprobat, examinat și transmis adevărul, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să fie educat spiritul critic al consumului de presă. Câteva organizații neguvernamentale desfășoară o campanie media împotriva informațiilor false și tendențioase, Stop Fals se numește, și tocmai de asta ne ocupăm în acest moment.